Doamnelor și domnilor, avem un premiu de excelență în business, care până la urmă are legătură cu casa ta. Da, 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 a ta, a celui care ne privești, pentru că ne urmărești în fiecare seară și îți dorești să trăiești în cel mai frumos loc și dacă se poate să fie exotic, este perfect. Casa este locul în care trebuie să simți că rădăcinile tale prind contur. Este locul tău și trebuie să fie cel mai frumos. Dacă vrei să ai o casă ca cea lui Cătălin Botezatu sau Andreea Bănică sau ca domnului Țânțăreanu, nu e vorba numai de spațiu, ci mai ales de acel plus de frumusețe pe care de 10 ani un brand exotic furnizor al casei regale aduce în România obiecte din zona Asiei cu o istorie senzațională. De 10 ani, doamnelor și domnilor, căsniciile pot fi condimentate în, în mod exotic și dacă vrem să aflăm ce are exotic în casa ei, ei bine, să o întrebăm pe voi, vă întrebăm. Dar mai întâi să o întrebăm pe Mihaela Tatu! Bună seara, Mihaela! Bună seara! Bună seara! Bună seara și la mulți ani! Și la mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani! Mulțumesc tuturor celor, nu-i așa? Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Quality Band a venit fără solist, am cântat eu! Este pentru a nu știu câta oară când îmi sărbătoresc onomastica împreună cu voi. Mi-aduc aminte că și anul trecut și acum 2 ani eram tot la Cristi. Deci ne vedem la agentul VIP, fie la confidențial. Dar tu ți-aduci aminte când am venit noi doi la emisiunea ta să-ți povestim cum ne-am cunoscut? Nu numai, dar tu m-am și întrebat putem... când, ce, cum. Tu crezi că noi te putem uita? Ai văzut? Mi-am adus aminte că anul acesta, tocmai vorbeam cu cineva în spate, că anul acesta am împlinit 20 de ani de media. Așa că au trecut foarte mulți prin studioul, prin viața mea, continuă să treacă. Dar să revenim la... Cel mai exotic obiect din casa ta. Deci ceva așa exotic, spectaculos. Am, îți spun, am pe o casetă ce-ți place de bijuterii. Să te, am să te simți deci exotică. Toată casa mea este exotică pentru că probabil interiorul meu este cumva exotic. Normal. Păi dacă și... nu e interior, nu poți să vezi și, și exterior. Și am o casetă. Stai, stai, stai. La mulți ani, doamna ta! Eu mulțumesc încă o dată și încă o dată. Eu trebuie să dau un premiu, așa că am să te rog frumos pe tine să ții tortul până când termin. Vei să nu-l mănânce. Mulțumim frumos, doamna Marilena Adam, care ne face să fim dulci, adică să mâncăm toată ziua dulciuri, dar să ne menținem în kilogramele normale. Da, 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 da. Să ne menținem în kilograme, da. Să ne menținem? Da, da, da. Hai că mențineți-vă. Lasă, da, da, că suntem bine. Sănătoase să fim, așa spune asta lumea la țară. Frumoasă și grasă, așa trebuie să fii. Da, mai bine decât să scârțâi, mai bine să gâfâie, știi cum să spunem. În schimb, se poate găsi o soluție de mijloc în care chiar dacă ești un pic mai nurlie... Așa se numește acum, așa nurlie. Se numește, da, nurlie, nu acum, este un termen mai vechi, poetic, așa, este da. Din 1940. Așa, poți să ai și foarte multă energie și să faci sport și să te simți în formă. Sigur, exact. Eu fac parte din acea categorie. Se vede. Dar hai să revenim totuși la... Deci, cine ia premiul? La pentru premiu. 10 ani. Nu e vorba numai de asta. E vorba despre 10 ani în care relația dintre mine și premianta voastră s-a desfășurat și în afara business-ului ei, pentru că avem o relație de prietenie. Pentru că este o ființă deosebită și anul trecut am petrecut împreună cu ea 2 săptămâni în Mexic, pentru că viața ei... Și tot ceea ce creează este legat de spiritualitate și asta se regăsește în toți. Și am marea bucurie de a-i oferi premiu și acum la 10 ani, așa cum am făcut-o și la 7. Premiul pentru business exotic, Pușa Hack! Vă
Bună seara și la mulți ani și pentru pusă, doamnelor și domnilor, pentru 10 ani în stil exotic în România, foarte frumos. E o... Voi împărți tortul cu tine, jur. Cât îmi dai din el? Jumătatea cea mare ți-o dau ție. Și jumătatea cea mică... bun, e în regulă, avem cadou foarte... Avem ce e foarte și cel mai important este această diplomă, premiul confidențial, Pusha Hut Exotic! Dulciuri pentru doamne frumoase, pentru că dulciuri, altfel nu se putea. Mulțumim confituria, Pusha. Ce mai avem aici? Avem cadouțe. Vreau să facem așa, Bacio di Moda pentru Mihaela, iar pentru Pusha, pentru că știu că e o tipă rafinată și iubește frumosul, un voucher la Helen Studio Salon pentru o schimbare de look. Mulțumesc! Tocmai am avut un eveniment de 10 ani de exotic, în care Helen Studio Salon, respectiv doamna Elena Oseacă, mi-a schimbat coafiura, mi-a schimbat look-ul, dar nu mă deranjează încă o schimbare. Procesul continuă. Da, procesul continuă. Mulțumesc pentru acest premiu de business. Este foarte interesant faptul că nu am urmărit un business când am început acest business. Cred că ar fi trebuit aici... ar fi trebuit. Deci, ideea e, îl consider ca un premiu pentru pasiune, un premiu... am făcut un business cu suflet, un business cu pasiune. Nu s-a făcut niciodată din calcul, nu s-a făcut niciodată din... Habar n-am... în 10 ani, vă jur, nu m-am uitat niciodată la un... listele alea contabile foarte complicate. La un bilanț. Și ce a ieșit? Și totul a ieșit. Important e să pui tot ce ai... în ceea ce faci. Dacă faci cu mult drag, cu multă pasiune, lucrurile ies categoric foarte bine. Pusha, te rog să ne spui ce am mai ales din minunățile pe care le ai tu acolo, Casa Regală. Ce mai ajuns către Casa Regală? Trebuie să fie ceva frumos. Așa da, spune. Tot ce este mai regal, dar noi avem anumite... Exoticul este foarte, foarte amestecat, foarte eclectic. Nu există o limită. Aducem atât din Asia, ceea ce se știe foarte bine, aducem lucruri foarte originale, vechi, manufacturate, evident, manual, dar și colecții noi și colecții care sunt acum în trend, contemporane. M-am abătut un pic de la subiect, în sensul că Casa Regală are un anumit stil, deci cumpăr anumite lucruri care sunt mai pretențioase și noi avem obiecte care satisfac aceste cerințe. Ultimele lucruri cumpărate sunt birou, scaun pentru birou și o bibliotecă superbă. Acestea sunt la Săvârșin. Pentru maestatea sa? Pentru... n-aș putea să știu cred pentru că da. Cine. Cred că da. De asemenea, se găsesc obiecte acolo cu ocazia zilei maestatei sale, evident, sau la cadouri. La mulți ani, pentru că este Mihai, nu-i așa? Avem și câteva imagini de la evenimentul Pusha Hut. După cum vedeți, am fost acolo cu hârtiile în mână, evident, aveam treaba acolo. La muncă. A fost și Cătălina, au fost și mulți alții. Iată, avem și câteva imagini de acolo. Pusha, vreau să spun că în seara asta minunată m-am întâlnit aici cu oameni care au fost la mine la eveniment și vreau să le mulțumesc și să salut pe toată lumea și vreau să sper să fie alături de mine pentru a continua acest vis, această pasiune, această dragoste pentru lucruri originale. Noi suntem autentici și vrem să continuăm să fim așa. Mulțumesc! Felicitări, Pusha Hut! Mulțumim foarte mult pentru primii 10 ani! Mulțumim și Mihaela Tatu, încă o dată la mulți ani! Doamnelor, vă mulțumim pentru vizită!